Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro, pe paginile noastre YouTube, Facebook. E prima ediție a acestui an și cum altfel vorbim despre acest început de an extrem de important, an politic extrem de important în primul rând, cu toate rundele de alegeri, un început fierbinte, un început turbulent, pentru că suntem în Plin protest. Un protest despre care o să discutăm, pe care politicienii par că nu știu să-l gestioneze în acest moment, mă refer la cei de la putere. Problemele lor sunt legate tot de anul electoral și de rundele de alegeri, de comasarea unora dintre ele de scenarii privind o demisie anticipată a președintelui, tot așa ca să facă un serviciu unuia sau altuia în această competiție electorală, despre toate cu președintele USR, Cătălin Drulă, bun revenit în piața victoriei. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Ce înțelegeți din ce se întâmplă pe străzi zilele astea, dumneavoastră? Pentru că avem protestele astea care păreau bale fermierilor, bale transportatorilor, bale unora și altora, ca acum să ajungem din aproape în aproape la o listă extrem de lungă de revendicări, care nu mai are legătură doar cu transporturile și cu agricultura, are legătură cu foarte multe domenii, de la reforma Parlamentului, până la școli, până la legi legate de mediu și așa mai departe. Ce se întâmplă de fapt? Este foarte multă nemulțumire acumulată, e proverbiala mămăligă românească care explodează la un moment dat. O nemulțumire justificată. Suntem una dintre puținele, dacă nu singura, țară din Uniunea Europeană unde nivelul de trai a scăzut de când este acest guvern. Suntem o țară în care nu te poți atinge de special, de privilegiați, ne spun, spun cei care o conduc, ne spun cei de la PSD și de la PNL. În schimb, cei de care te poți atinge fără niciun preaviz sunt cei care muncesc. Și aici ne putem uita cum au crescut taxele, dările celor din agricultură, dacă tot sunt o mare parte din cei care sunt în stradă acum anunțat în octombrie acea faimoasă asumare de răspundere a lui Ciolacu cu intrare în vigoare în noiembrie. Da, au fost eliminate uh, au fost introduse acele contribuții mărite pentru agricultori, pentru cei din industria alimentară, pentru cei din uh, IT și din construcții. Deși codul fiscal spunea că trebuie măcar șase luni de preaviz înainte să crești taxele oamenilor, au călcat toate lucrurile astea în picioare. Ei bine, sfidarea asta, picătura se adună picătură cu picătură și se umple paharul răbdării. Ori asta se întâmplă cu societatea românească pentru că suntem, după doi ani și jumătate de guvernare dezastruoasă, o guvernare autointeresată, interesată de privilegii, interesată de, de drenarea resurselor statului român. O guvernare complet nepreocupată de nici măcar de binele pe termen scurt, nu mai gândesc la termen mediu și lung, că până la urmă România are și niște dezechilibre structurale care uh, trebuie rezolvate, o guvernare care doar mimează reformele și al cărui singur crez, uh, singură deviză este cum să rămânem la putere tot noi în continuare. Uh, o deviză a cărei uh, punere în practică se apropie de disperare în aceste zile, în special dinspre PNL. Da, o să discutăm și despre asta, pentru că e acolo o preocupare așa constantă. Vedem în plină perioadă de proteste, mesajele politicienilor vin mai degrabă unii spre ceilalți, mă refer la cei din coaliție, cum să comasăm alegeri, cum să favorizăm pe unul sau altul un jocul politic uh, și așa mai departe. Dar mai rămânem un pic la aceste proteste pentru că mă interesează și felul în care îl gestionează politicienii de la putere în viziunea dumneavoastră care sunteți opoziția. O opoziție care, în paranteză fie spus, a mărit la sfârșitul anului trecut că există acest pol de dreapta, Alianța Dreapta Unită, exact. cu PMP, cu Forța Dreptei. Bun, ce fac politicienii de la putere cu acest protest? Îl vedeam pe premiera seară zicând, da, au dreptate, de fapt, în foarte multe privințe. De fapt, și... Ceea ce spunea Marcel cu era că îi rezolvă pe toți. Îmi e... aduce aminte de personajul ăla, meșterul nepriceput care îți uh, tot strică casa, pereți și când ești indignat îți spune, nicio problemă, stați așa că o rezolv eu, uh, te, te face din vorbe. Da? Sunt niște lucruri care suntem toți familiari, din păcate, niște tare. Uh, au ajuns la Palatul Cotroceni, meșterul ăsta nepriceput care ne face din vorbe. Uh, și cumva un... E la Palatul Victoria deocamdată la Vreau Palatul Cotroceni Și-ar pala dori, asta e... Asta e La Palatul Cotroceni Nu știm cine e, apropo la, În la perioada palatul asta, Cotruceni... că avem nimic de acolo la, Niciun fel de semnal La Palatul Cotroceni locatarii mai mult în concediu Revenind la, la situația economică Normal că Atunci când guvernezi cu gândul doar la hrănirea clientelei de partid, apar și consecințele. Să luăm exemplul acesta al, al RCA-ului. ASF-ul țipăm noi opoziția de ani de zile, domne, acolo e nevoie de profesioniști terminați cu oamenii ăștia de partid, chiar dacă v-ați pus salariile astea, și până la urmă colegul meu, Claudiu Năstoi a dezvăluit cât de atrăgătoare este această funcție. Acest domn Nicu Marcu, da, care este PNL, a fost deputat PNL și care a condus până recent, până acum o lună, instituția, avea 12.000 de euro pe lună, 15 salarii. Ăștia nu-și dau al 13-lea salariu și îl dau și pe al 14-lea și pe al 15-lea uh, și a lăsat uh, și a permis. Să se întâmple niște fraude de proporții în România, City Insurance, de porma căruia statul a plătit 700 de milioane de euro în despăgubiri, apoi uh, Euroins, ori toate astea se văd apoi în, în primele de risc crescute de cei care rămân în piață, pentru că din aceste prime se uh, alimentează și, și aceste despăgubiri. Uh, niște nepricepuți, în cel mai bun caz, în cel mai rău caz, corupți și complice cu cei care au devalizat, pentru că e un pot mare, nu potul asigurărilor din România, și au fost mulți băieți deștepți, uh, mufați acolo la City, era cumnatul lui Adrian Năstase, putem vede cine la aceste Unde pare că acest, această instituție ia oamenilor politici doar când vine vorba de numiri, când e vorba de a nu știu, răspunde politic unor chestiuni, politicienii zic imediat asta, puțin că nu putem să ne băgăm peste activitatea acestei instituții. Ea e autonomă, e independentă, ea nu ține de politic. Da, e cumva pe mine o furie, pentru că sunt și eu un om politic de șapte ani, am fost în funcție executivă, ministrul transportelor, niciodată n-am suportat fuga asta de răspundere. Dom'le, ești acolo, tu ești capitanul în momentul ăla, ți-asumi și ce e bine uh, și ce, ce Bun, e Dar erar. ar fi bine ca SF-ul, de exemplu, să primească o ordine pe linie politică ar de la premier, să -și doar, asume, doar pentru că șeful e tot pesedist? Ar fi bine să-și asume uh, ceolacul că acum o lună tocmai a numit la SF nouă conducere, care, de fapt, cinci din cei nouă sunt cei vechi. Uh, la afară de faptul că n-a respectat niciun fel de algoritm Dacă um, USR ar fi avut posibilitatea Să numească un vicepreședinte Am fi căutat și sunt oameni serioși în piață Pentru așa ceva, dar uh, Și-au și -au împărțit ei acolo pentru că E uh, de dat trei paie la, uh, la nu știu câți măgari uh, Nu interesează absolut deloc performanța Acestor instituții Aceste instituții sunt instituții de tip sinecură Și sunt căpușate uh, Complet un... sunt vânate posturile până la nivel de șofer. Să ajunge șofer la ANCOM, la ASF, la NRE e e ceva. Pentru că salariile sunt foarte mari, vă dau un exemplu. Și oricum ai 15, nu ai 12, deci tot e ceva. Da, de salarii, zic. exact. Da. Vă dau un exemplu la o instituție de, de același tip, condusă tot de un... de domnul Zgonea la ANCOM. 2200 de euro net în mână este salariul asta incluzând personalul de curățenie, incluzând toate, toate posturile. Sunt uh, venituri foarte mari, ori aceste partidele consideră sunt ale noastre ca să ne punem oamenii pe acolo. Misiunea acestor instituții este complet uitată. Iar revenind la responsabilitatea politică, că întrebarea era despre asta, Am uh, mă uitam aseară la, la domnul Ciolacu cum o aruncă în stânga și în dreapta, la, CN, la uh, protestele pe care le au medicii de familie, o dădea la CNAS. Până la urmă s-a încurcat în explicație că la CNAS a spus că de fapt trebuie să încadreze într-un buget care e mai mic. Păi cine a făcut bugetul mai mic? Păi Ministerul Finanțelor. Nu l-a făcut Ministerul Finanțelor. L-ai făcut dumneata, domnule Ciolacu. Un om atât de neasumat, care aruncă totul vina, nu știu, a USR-ului, a PNRR-ului, a Comisiei Europene. Nu ceva, își asumă Ciolacu pentru țara asta. Adică locul unde a dus că acolo... A, de fapt a guvernat și când era Ciucă. Domnul Ciucă era acolo mai degrabă de, de cor felul în care în 2 ani și jumătate au dus bugetul țării în groapă cu niște datorii, știți, se împrumută, m-am uitat recent, ce și ușor de ținut cifra asta și cred că îi sperie pe cei care ne ascultă. Statul român, Ministerul Finanțelor, se împrumută un miliard de lei pe zi. Pe zi lucrătoare. Asta, da, deci undeva la 200 de miliarde plus pe an și mă, nu e doar o metaforă, sunt licitațiile zilnice, sunt pe site. Aici există un pic de transparență, cred că cumva îi obligă îi obligă piața asta și în fiecare zi aproape emisiunile sunt de un miliard de lei, în orice caz asta este media, deci am ajuns să să trăim pe datorie și chiar și așa serviciile publice crapă cei care alimentează acest buget, adică cei care muncesc în, în țara asta sunt prigoniți, cei care se trezesc de vreme și atunci normal că se adună această frustrare, această nemulțumire de tipul, da, până când mă? Da? Că despre asta e vorba. Până când? Până acum, anul ăsta, în 2024, când, slavă Domnului, avem alegeri. Că doamna Gorghiu de la PNL nu vrea să le mai avem nici pe da, sunt alegeri, și acum asigur că pot să suspectez că protestele astea sunt organizate tocmai pentru că e an electoral și pentru că lumea se așteaptă să îi se dea ceva în anul electoral, să nu fie refuzată, nu? Că o să iasă medicii, că o să iasă asistentele, că o să iasă nu știu cine, că sunt diverse paliere profesionale care anunță că vor ieși și ele să ceară ceva. Eu se nu vor, cred că este nimeni de bine. Se bin. vor da în anul electoral, nu Eu știu, nu unora cred că... poate că le-ai dat. Tocmai le-ai dat. Și poate n-ar trebui să le mai dai, nu știu. Mă refer la, o la tot felul de categorii de funcționari care au luat 23% în noiembrie și după aia erau supărate că nu mai au încă 5% ca restul lumii în ianuarie, de pildă. Deși ceilalți nu luaseră acei 23%, dar mă rog. Nu este nimeni de, de bine în stradă. Oamenii ies să-și manifeste furia, nemulțumirea, așa cum spuneam, cifrele nu mint. Avem o scădere a nivelului de trai în România, avem foarte multe firme care s-au închis, avem mici antreprenori, oameni care au doi angajați, cinci angajați, 10 deci angajați, businessurile astea care sunt baza oricărei economii, care o duc din ce în ce mai greu sub povara taxelor crescute de un guvern care, culmea, include un partid care ar trebui să se pretindă de dreapta de a implementa toate politicile socialiste, mă refer la PNL, în acești uh, doi ani uh, și acest decont, o notă de a unei guvernări dezastruoase, o guvernare pentru speciali, nu pentru oameni, a venit în a și vine în aceste zile și va continua întreg acest an în ciuda disperării uh, celor de la PSD și PNL. Apropo de această anomalie PNL, știți că e un scandal întreg în uh, Timiș legat de niște pliante electorale ale PNL-ului capsate de taloanele de pensii. În București au venit o felul de fluturași în cutiile poștale, cu noi PNL-ul a mărit pensiile, le vom mări în continuare, îi denunțăm pe aia care n-ar fi vrut să crească pensiile și așa mai departe. Cum se explică social asta a PNL-ului de la un partid al antreprenorilor, al mediului privat, al, nu știu, liberei inițiative, taxelor, mai mici, stat, mai suplu, și așa mai departe, fix în direcția cealaltă? Vă ajută, oare? Aici e vorba despre... Vă trebuie. lasă ceva nișă liberă, un culoar liber? Eu știu că uh, despre nișă vorba cât despre... Că mi-a plăcut cuvântul ăsta social, ăsta chiar e un partid uh, sucit, un partid care nu mai are nici... un partid destructurat. Uh, să explic afirmația asta. Acolo, practic, voturile au fost cerute pentru un program de dreapta în 2020 și au fost luate acele voturi pentru implementarea și aducerea unor politici uh, socialiste la guvernare. Uh, nu este un partid care să fie condus uh, pe. E, e un partid manevrat. E un partid manevrat de la Cotroceni, manevrat de la uh, zona servicii secrete, domnul Helvig, uh, domnul Iohannis, pe acolo e, se amenință unii pe alții, domnul Munăstire Celebru, că și prin presă cu dosare. Uh, deci nu mă mai aștept la nimic bun. Și până la urmă, disperarea asta pe care crede că dacă capsează de fluturașii oamenilor de pensie un pliant, sau dacă nu știu ce alegeri vor să le comaseze, nu știu ce alte manevre, disperarea de a rămâne la putere de parcă ăsta ar fi un uh, drept divin. Drept, România este aia care are PNL-ul la putere. Nu, PNL-ul trebuie să meargă undeva să curețe, la mănăstire. Uh, nu, Silviu, la, la, un, la, o, la o formă de, de purificare în care să-și ceară scuze pentru ce au făcut României și să scape de tot uh, balastul, de toți oamenii aceștia care au fost complicii lui Ciolacu în a distruge economia românească. Bun, acum sigur că putem să vorbim despre uh, PNL foarte mult, dar uh, e totuși, bun, în momentul acesta PNL-ul are cumva ce poate să-i rămână să mai facă decât să încerce să se agațe în continuare de această coaliție. Mai vedeți posibilă o revenire la o colaborare cu PNL-ul? Că încerc să mă gândesc și la cele mai rămâne de făcut Nu? Le rămâne de făcut Să se recombine în această coaliție În care sunt acum și pentru următorii patru ani Dacă o vrea și PSD-ul Și solarul Planeta. Eu nu sunt Cum să zic? Nu sunt consultantul politic Al lor, dar cred, eu cred În, în, în O politică care în, care în care Ceea ce spui și faci în care ceea ce propui oamenilor se întâmplă. Ori în momentul în care ai mințit și ai trădat atât de rău, uh, nu, mai, nu mai ai față să te duci în fața. Nu Mă gândesc că după europarlamentare vine PNL-ul și zice, domnule, ne rupem de coaliție asta, nu mai vrem, s-a întâmplat ceva, știți că întotdeauna se găsește câte un motiv din asta, chipurile insurmontabil, nu mai putem să colaborăm în această guvernare pentru că, nu știu ce, s-a inventat un post de secretar de stat. Un mm -hmm. flec. Uh, și se întorc către dumneavoastră sau Nu, nu către noi. într-un fel sau lucrurile alt? sunt simple. No. Ei trebuie să meargă în fața alegătorilor și sunt convins că și între cei care ne ascultă sunt încă câțiva oameni, Eu îl salut pe ascultătorul care încă votează cu PNL uh, și vor lua niște voturi dar ei încearcă să păcălească oamenii, când spun, când vorbesc despre comasările, astea e de fapt e vorba despre o intenție de a manipula. Adică ei ce spun, domnule, dacă e un primar undeva și care întâmplător la PNL, poate omului scapă mâna de la primar și ne dă și nouă niște voturi să mai băgăm niște oameni în parlament. Uh, sunt disperați într-un fel să găsească o metodă să nu meargă în fața alegătorilor. Asta este cel mai rușinos lucru uh, și cel mai dăunător pentru democrație, dacă ești mândru de ce ai făcut, dacă ești mândru de ce ai făcut țării, uh, dacă Că asumi. Du asumi, tu te domne în fața oamenilor, dacă îți dau votul, evident că noi respectăm și oricine trebuie să respecte votul uh, de la alegeri. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Vă reamintesc, Cătălin Drulă, președintele Uniunii Salvați România e în studioul emisiunii de astăzi. Și apropo de alegerile astea și de colaborări, Ciolacu ne spune, în calitate de președinte PSD, că nu mai vede niciun fel de posibilă alianță sau formulă de colaborare în alegeri cu PNL-ul. Adică a merge împreună într-o formulă, zic ei, zice el, e exclus în momentul ăsta. Ceea ce ne duce cu gândul și la calculul pentru prezidențiale sau la o eventuală împărțire a rolurilor. Tu premier, eu președinte și așa mai departe. Credeți în chestiile astea? În promisiunile astea făcute Mi se pare foarte acum, multă, la început de an? Foarte multă... foarte multă abur și fum a aruncat peste, peste scena politică din toate aceste afirmații și cumva uh, mă revoltă într-o fel. De un, un an și jumătate chitzibușăm despre cine o să fie candidații la prezidențiale, cum o să se combine dacă se căsătoresc cu acte sau trăiesc doar în și PSD cu PNL. Uh. Nu se cine o să fie candidatul la prezidențiale, de pildă? o să determinăm că o să avem această decizie după europarlamentare. E normal ca acum focusul să fie pe alegerile pe care le avem în față. Avem alegeri pe 9 iunie, alegerile europarlamentare și eu cred că vor fi extraordinar de, de importante pentru, pentru, a, pentru, a, nu mai vorbi în termen de sondaje, de intenții. Aici este proba dată față cu, cu electoratul și de aici se, se deschide jocul pentru, pentru toamnă. Uh, M-am obosit de câte, scenarită, câte scenarii și scenarită de asta se face în loc să vorbim despre lucrurile reale a, care țin de guvernare, în loc să vorbim de... Uh, Spitale, care au datorii neplătite de CNAS, să vorbim de cât de prost merge PNRR-ul, să vorbim de uh, școli și de educație și, în general, de, de măsurile de acum și cum afectează viitorul României. Uh, stăm și ne uităm la ce declarație a mai făcut Ciucă, Ciolacu sau Iohannis... Acum am trecut și la nivelul european. E meciul e deschis în România. Nu știu dacă mai e vreun stat membru în care atâta energie să se consume pe planurile de viitor al unor oameni care își pregătesc exitul din politică. Bun, dar noi știm că e cu o miză și cu un scop discuția asta pentru politicieni, pentru unii dintre politicieni. Dacă Iohannis pleacă mai devreme din funcție, se duce la Consiliul European sau la o altă poziție în Uniunea Europeană, Ciucă ar rămâne președinte interimar, prin urmare asta zic peneliștii, l-ar ajuta în vederea alegerilor, l adică da niște, toată, toată niște capital asta e des, în plus. Toată discuția asta e despre niște combinații. Și cumva reduce politica la zona asta de tot felul de combinații și care mai șmecher sau mai deștept să se învârte mai bine zona asta. Eu nu cred lucrul ăsta, cred că poți să faci politică uh, și la modul serios. Și că trebuie să ajungem, eu îmi doresc și din partea celor partide, celorlalte partide să fie mai serioase. Adică, ciucă ajunge cumva pe ușa din dos și de acolo vine pe, pe o boia pe turnantă, iese un pic în față, iese ciolacul la interval, poate fac împreună, poate nu despre asta, asta am ajuns să vorbim în România, asta e politica uh, din România sau ce se întâmplă cu cariera lui Iohannis. Nu știu, să se ducă la schi cât vrea, la golf și unde să o mai duce, să ne lase în pace că a făcut destul de mult rău. N-are nicio șansă la funcția aia, bă, la care tot a fost bă, o discuție iarăși inutilă, un furtunat într-un pahar cu apă lansată din configurația actuală europeană, nu există nicio nicio șansă. Înțeleg că bă, cumva aceste discuții au rolul atât de a ocupa agenda publică, cât și de a da o viziune și o perspectivă membrilor de partid. Cei din PNL au această disperare în care trebuie să le spună oamenilor din PNL de ce e încă bine să fie acolo și cum o să iasă bine pentru ei. Și atunci vin cu tot felul de artificii. Hai că facem congresul PPE la București în moarte. Și? dacă faceți congresul PPC, Tot nu vă votează lumea din România. Deci asta nu se schimbă. Uh, și e disperarea asta. Ultima dată când erau ambele partide pe cop, au inventat fuziunea PDL-PNL, dacă vă ceți aminte, în 2014, a fost foarte și foarte rău din tot așa ca urmare urmarea unor dezamăgiri puternice pe care le-au făcut PNL-ul, tocmai fi să se cu PSD-ul în acel USL. Uh, PDL-ul venea după guvernare cum, cum era și au inventat această chestie, luăm pe domnul de la Sibiu. Acum ai această, toată draga mitologie, hai să mai găsim o variantă salvatoare și să ne continuăm să fim noi la putere. Am o veste proastă pentru ei. În 2024 nu se va putea cu combinații. Se poate, dacă se face o căutare cu adevărat, există și oameni uh, cu care se poate discuta și care au, um, mai sunt pe acolo vreo 2-3 prin PNL cu crez liberal, nu știu, să-și facă ei discuțiile. Până la urmă nu sunt eu responsabil de asta. E, responsabilitatea noastră este să oferim o variantă cu adevărat de dreapta. De asta avem Alianța Dreapta Unită și aducem aici și o o invitație și o ușă deschisă pentru cei care cred cu adevărat că pesedismul trebuie înlăturat de la putere pentru că atâta timp cât pesedismul va fi la putere, în România nu se va moderniza aici l-am citat pe Claus Iohannis 4 decembrie 2020 și eu sunt de acord, atâta timp cât cât actul de guvernare e definit de pesedism pesedismul acum având două culori unul cel original și ăsta de Adibas de la PNL, lucrurile arată așa cum arată acum în economia și în societatea românească. Comasarea alegerilor astea pe care ați tot pomenit-o, o vedeam și azi Alina Gorghiu, ministrul justiției, discută despre cum n-ar trebui să-i enervăm pe români cu atâtea runde de alegeri, ca și cum nu știe toată lumea de 20 de ani că în 2024 vor fi toate rundele de alegeri. Lăsăm la o parte și inabilitatea de a continua să discuți despre comasarea alegerilor când lumea e în stradă, pe lângă camioane, tractoare și așa mai departe. Lăsăm asta la o parte, dar hai să ne uităm ce ne-ar aduce. Ne-ar aduce economii la buget, ne-ar aduce ore salvate pentru școlari, ne-ar aduce mai puțină bătaie de cap și enervare, cum zice doamna Gurghiu, pentru români. O fi o idee bună? Să comasăm câte ceva? Ne-ar aduce ceea ce spunea, dacă vă ceți aminte, o celebră gafă a doamnei Viorica Dăncilă, reducem democrația. Uh, nu mai știu ce vreau să se spună, dar a, a zis într-o declarație Reducem democrația Acum o, o vrednică urmașă doamna Gorghiu Vrea să reducă și doamna Gorghiu democrația Crede că democrația îi enervează pe români Nu, îi enervează lipsa democrației îi Enervează când votează de dreapta Cu PNL-ul și se trezesc că voturile sunt la socialiști Ceea ce s-a întâmplat cu această guvernare Oamenii au dreptul și să-și aleagă reprezentanții uh, la, la Bruxelles poate nu mai vor, nu știu pe domnul Areș Bogdan dacă n-a rezolvat pensiile speciale în 30 de zile vor și să-și aleagă primarii vor și să aleagă viitoarea guvernare care votată de parlament și să aleagă un lider al României un președinte care să aibă cu adevărat o gândire modernizatoare, o gândire reformistă căruia să-i pese de țara asta nu de cum rămâne partidul lui la putere care să înțeleagă că e nevoie de o reformă a serviciilor secrete în România care să se ocupe de rolul lor normal într-o democrație, că e nevoie să avem o societate deschisă în care nu te, eu știu, ridică poliția din pat că ai scris ceva pe Facebook. Uh, și un să red, un președinte care să redea o demnitate României. Clasa politică actuală a României de la putere e formată din oameni secunzi cu cariere fabricate, trecute pe la uh, Colegiul Național de Apărare sau pe la cealaltă instituție Academia SRI, oameni șantajabili, oameni cu capul plecat și oameni fricoși. Ori o țară nu poate fi condusă de astfel de personaje secunde. Au și ele rolul lor în societate. Ar fi fost bine să se structureze mai bine pe ei înșiși și să nu ajungă atât de sus în carierele în care au ajuns, începând de la premierul Ciolacu și trecând prin marele lider penelist, domnul Ciucă, care are înclin cu liberalismul, cât am eu cu tankurile. Deci, lucrurile trebuie trebuie și pot fi reașezate într-o normalitate. Societatea românească în ansamblu arată mult mai bine decât arată clasa politică din România acum. Că se spune că e o oglindă. Nu e chiar o oglindă. România arată mai bine. De-aia în, în ciuda tuturor și tocmai asta este. Oamenii trebuie să se descurce în România în ciuda guvernării și a guvernului. Deși... Ce ați face altfel? Nu știu, dați-mi două chestii pe care le-ați face altfel. N-a început încă perioada de campanie electorală în care că, probabil că noi, jurnaliștii, formal o să vă chestionăm pe dumneavoastră politicienii. Domnule, veniți cu un program pentru România, ziceți acolo. Cum să face de obicei? Oamenii cred că s-au cam săturat de, de chestiile astea. Da, totuși e util pentru a vedea ce ați construi, ce ați face altfel în două privințe decât face actuala putere, căreia ați vrea să-i luați locul, nu? Păi, eu răspund deseori la întrebarea asta cu pentru că mi se pare mai puternic într-un fel, nu de altceva, deci nu iau ancorare în trecut, răspund cu ce am făcut deja. Uh, am fost într-un mandat de ministrul al transporturilor, terminat uh, după o luni de măreața coaliție PNL-PSD și de Iohannis și acolo am implementat niște reforme, am făcut niște sisteme să funcționeze, am dat încredere unor oameni cinstiți că se poate și altfel, iar noi, ca partid, am făcut PNRR, un program de reforme și investiții, într-un timp record, în 8 luni de la nimic luat de coordonatorul programului de Cristi Ghinea, Practic, o foaie albă la un program care a fost uh, lăudat și de Comisia Europeană și considerat unul dintre cele mai bune din toate PNR-urile din Europa. Asta este un muncă usere. De ce revin la asta? Pentru că mi se pare mai credibil ca politician să vorbești pe baza ceea ce ai făcut deja, nu doar pe proiecție. Uh, România are nevoie, la nivelul cel mai vag, și o să fiu și mai concret, de. la, la nivelul cel mai abstract, am vrut să spun. Are nevoie de o restabilire a încrederii în actul de guvernare. În momentul de față, oamenii cred că guvernarea e o chestie bazată pe minciună, în care te face unul din vorbe, în care nu te poți aștepți decât de la lucruri rele de la stat. Ori asta nu poate să ducă niciodată la manifestarea din aceste zile cu tractoare și oameni supărați, e doar un simptom. Oamenii știți că în situații din astea se retrag și mai mult în carapace și zic, domnule, degeaba ieșim la vot, că uite ce fac ăștia și o alimnim. De ce aș obosi să mai irosesc și o zi. Mai bine mă duc la dacă nu au alternativă, cred că acea alternativă uh, există. Uh, trebuie restabilită încrederea și asta nu poate să se întâmple într-o republică în care nu suntem toți egali în fața legii, în care există acești speciali, aceste privilegii, uh, aceste cheltuieli inutile, instituții care ne râd în față. Uh, toate, uitați, eu cred că într-un cuvânt într de da o măsură din... Plonjăm din, din zona mare în ceva foarte concret. Eu cred că nu e nevoie de mai mulți de doi secretari de stat în fiecare minister. Și că în loc de 200 putem să avem maxim 20-25 de secretari de stat. Dar legea pensiilor speciale nu mai puteți schimba de pildă. Adică cu specialii rămânem pe cap până în 2060 și cât era? Nu, 64 eu, eu, 62. Eu, nu, eu nu cred nici lucrul ăsta și putem vorbi și despre, dacă e nevoie și despre schimbarea Constituției, în orice caz de schimbarea celor de la CCR și de o luptă dusă la baionetă cu o, cu o republică capturată. Nu suntem singurii care avem problema asta. Tocmai s-a schimbat puterea în Polonia au dat la o parte pe uh, cei de la, uh, de la PiS care capturaseră cumva statul polonez și e plin ce ul polonez de oamenii uh, celorlalți, este plină justiția în, în punctele cheie, televiziunea și așa mai departe, președintele este ostil uh, și Donald Tusk duce o luptă, o, o luptă eroică. Da, eu nu vreau să mint pe nimeni, nu va fi ușor de reparat, dar orice, orice drum începe cu, cu un pas și cu determinare și până la urmă Cred că largi uh, părți din aceste sisteme există resurse de onestitate care acum sunt în zona de descurajare. Eu așa am găsit și la Ministerul Transportului. Au fost oameni care au venit către mine uh, și mi-au spus nu credeam că, că mai găsesc cumva inspirație sau că se poate. E, acest semnal eu cred că trebuie să vină de la vârful României. Uh, e, tot vorbit în ultima perioadă și am și fost criticat despre justiția din România mai degrabă într-o într notă negativă, dar e de spus că sunt magistrați și judecători și procurări cu cariere absolut admirabile. Din păcate, din ce în ce mai marginalizați și mai puțini. Toată povestea asta cu pensionarea la 50 de ani, cu o nedreptate și o inechitate socială, cu instituții inutile și cu o nesiguranță a zilei de mâine, de mâine pentru cei care încearcă să facă afaceri, e, o, e un lucru care ne, ne ține pe loc. Nu există prosperitatea unei țări fără o economie dinamică și vie care să fie în creștere. Cum veți, veți face asta, domnule Drulă? Pentru că eu, dumneavoastră, sigur, aveți libertatea să vă imaginați câștigători ai alegerilor, chiar cu majoritate absolută, dacă vreți. USR singur, polul de dreapta și așa mai departe. Eu vin cu scenariu în cel mai bun caz, dreapta să zicem că ar putea guverna dacă polul de dreapta să lipește din nou cu PNL-ul și face un și mai mare pol de dreapta și abia așa se poate reface acea coaliție care a funcționat în 2021, de pildă. Uh, și atunci, iar o să ajungem la care partid, uh, ce compromisuri face, cine-i vioara întâi în guvernarea asta, ce condiții pune. Ne-am lămurit cum e cu PNL și cu CCR, cu PNL cu, și cu două runde de alegeri la primari, PNL și o suită întreagă de promisiuni nerespectate când guvernau împreună cu dumneavoastră. Și de ce să cred eu că va fi altfel? Uh, în primul rând, că trebuie să încerci să fie altfel, dar cred că esențial și asta este finalul acestui sezon electoral, este funcția de președinte a României. România este o țară um, cu, în care rolul președintelui este unul foarte important. Noi am intrat într-o guvernare, care ar fi diferența? Noi am intrat într-o guvernare în sfârșit de 2020 în 2021 cu uh, un președinte care era antireformist, care ne păcălise pe toți care susține în vreun fel reformele în societatea românească, cu uh, premierul fiind tot la PNL, cu uh, niște înțelegeri deja subterane făcute cu uh, PSD-ul. Uh, lucrurile după acest an vor sta cu totul altfel și da, în politică de la acest program maximal sau o viziune pe care am expus așa în două 3 minute mai devreme uh, nu o să reușești totul din prima zi sau la unele lucruri va trebui să uh, fă, să, să, să ve, vei întâlni obstacole. Uh, știm să facem politică și să negociem. Important e de pe ce poziții face acea negociere. Deci fiecare vot care va fi dat Alianței Dreapta Unită, USR, PMP, Forța Dreptei, este un vot extraordinar de util în a face această negociere să reușească. Din perspectiva asta ar fi mai util totuși să se schimbe un pic calendarul alegerilor față de cum e acum, adică să avem președintele, de pildă, ales cu primul tur al nu, ales tu primul cu, tur al cu primarii. cu primarii asta e cea mai ales, mare enormitate ales odată cu parlamentarele stau și mă gândesc, dacă e atât de importantă figura președintelui Merită să le da. avem pe toate desfășurate sau merită calendar, să lipim Există un calendar natural de ceva. al alegerilor. Până la urmă avem niște legi care sunt în vigoare. Nu știu, nu e... Discutăm așa de parcă tocmai am început democrația de vreun an de zile, ne-am întâlnit în CPUN și ne gândim cum o să structurăm România. Sunt Discutăm niște... de eventualitatea ca o comasare să funcționeze în interesul cât mai multor oameni, și politicieni, și cetățeni obișnuiți, dacă vreți, dacă există o intersecție a intereselor. L-am auzit pe, să ne ajute pe, în toți. Ciolacu, în calendarul și a zis așa, sunt alegerile pe europarlamentare pe 9 iunie, că atunci sunt. E o regulă europeană, sunt între 6 și 9 în iunie, în România trebuie să fie duminică. A zis pe 22 sau pe 29 septembrie, dacă nu citeți din memorie datele, avem alegerile pentru primari. Că au fost pe 29 septembrie, s-au amânat atunci din iunie în pandemie, deci sunt la termen. În noiembrie-decembrie avem... Uh, alegerile pentru președinte și parlamentarele. Nu e prima dată când o facem. O face suntem totuși în al uh, 34-lea an de, nu, de democrație post-revoluționară. Uh, știm cum se face. Toată povestea asta comasarea este numai de la PNL și numai disperarea lor să suprapună niște alegeri că, vezi, doamne, se duce omul să voteze acolo primarul la el în comună și și poate îi scapă mâna să-l voteze și pe domnul Ciucă. Dacă nu îi se pare domnul Ciucă un lider pentru țara asta și uh, își dorește ceva mai mult decât uh, uh, niște ouuri uh uh, și, și o lipsă de idei uh, și de structură până la urmă și de anvergură politică, nu o să-l voteze. Deci chiar dacă vor face aceste... Comaster, că n-am înțeles de la domnul Ciolacu dacă e de acord sau nu. e așa, când îi place foarte mult democrația, e, chiar m-a amuzat un pic ieri când spunea așa, Domnul, eu nu sunt Ceaușescu să dau UG-uri. Păi a dat la UG-uri care -și, prin care își dă derogări de la Constituție și asumare de răspundere și a făcut, și a, tăiat și a spunzurat și a făcut tot ce a vrut cu consecințele că avem oameni în stradă acum Că ar trebui să mai gândească când face afirmațiile astea. Ne apropiem de final cât mai are USRU la dispoziție să rezolve toate fricțiunile din interior, că am văzut amenințări cu demisia, doamna Lasconi nu se simte nici ea foarte bine, pleacă din, din șefia organizației, am înțeles de acolo de unde e. Când să face liniștea necesară alegerilor? Nu, no, e. USR este într-o situație stabilă de construcție, cu oamenii mobilizați în bloc start pentru anul electoral, mai mobilizați și mai determinați ca de multă vreme încoace, aș spune. A fost o perioadă mai de puține știri politice și câteva știri de genul ăsta au ținut, au ținut atenția, dar simt din partea colegilor mei um, o maturitate în abordarea politicii și o concentrare pe aceste obiective, pentru că noi avem până la urmă o responsabilitate. De asta am creat Alianța Dreapta Unită, de asta am deschis ușa și suntem... Uh, i-a ducem alături de noi și din zona de intelectual, și din zona de societate civilă, de business, pe toți cei care își doresc o soluție reală, corectă pentru România. Cătălin Drulă, președintele usr azi din Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult. Urmează starea de bine cu Alexandra Gavrilă. Pe curând. Piața Victoriei cu Tudor mușat.